Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video despre moneta Action. Ce trebuie de făcut cu ea, cum o putem scoate. Mulți din voi, dacă ați observat, de la ei pe e-mail a venit o scrisoare cu instrucțiuni încă pe 1 martie, dar deoarece monetele, deci în realitate, au fost trimise în balanță mult mai târziu. Am studiat informația pe tema dată de la alte persoane care au făcut, cum au scos, și am hotărât să fac și eu un video cu explicații. Deci, pe 1 martie a venit un astfel de scrisoare de la ei, pe e-mail, cine i-a fost înregistrat, cum de scos monetele din... dacă dorim să-i scoatem în portofel. Deci, noi când primim balans, primim action puncte care se transformă în action token, 1 la 1. Deci, de pildă eu. Dați-mi să mai explic ceva. Sunt că tare 4 site-uri la moneta dată. Deci, uitați-o. Primul site actionrevrats.net. Deci acest site, site-ul unde noi avem acces liber. Apoi este al doilea site unde intrăm deja în interior și putem transfera monetele. Deci de pe acest site nu putem transfera monetele în portofel. Deci a doilea site, uitați, el deja sună actioncoin.io și aici uitați, deci sunt mai multe direcții. Tot sunt trei la general, personal, business și altul, acesta coincide. Deci, deci ce sunt 7, deci 4. Când în acest primul site sunt la personal doar 3, direcția aici era tot 3, dar aceasta coincide. Deci, ca să trecem la site-ul următor de la Action Revrat, la acesta unde noi putem da la scos monetele, ce trebuie de făcut? Trebuiește în acest site să intrăm în direcția Action Blockchain, adică să subînțelege trecerea de la site-ul general la site-ul mai specializat în monete, unde monetele și poate trecut. Cu toate că aici, ia uitați, când intră la Brovs, Revrat, monetele poate văzut cam 100.000 și la acesta Action Revrat, tot trebuie să ne arăte 100.000. Deci el m-a aruncat înapoi. Mai dacă eu vreau să trec la acela care am fost eu, trebuie să intru aici la Action Blockchain. Deci e că uitați, eu aici dacă am trecut, el s-a schimbat. Mai dacă o să trec la Action Blockchain, el o să schimbe. O să fie cum trebuie. Vedeți. Așa arată când intrăm aici. Și informația că putem deja scoate monetele pe portofel. Pentru ce trebuie de creat portofel? Cum creăm portofel? Deci uitați în acest mesaj. Când intrați, primul buton care apare la pasul întâi, anume se creează acest portofel. Apăsăm pe el. Și se creează portofelul. Deci se deschide site-ul la portofel. Aici deja vedeți wallet.actioncoin.com. Nu io, dar com. Acum uitați, aici sunt două butoane, unul verde și unul albastru. Albastru
Asta noi intrăm în contul deja creat, dacă aveți cont și vreți să intrați în portofel. Iar verde, creăm portofel nou. Deci eu am creat portofel, dar o să vă arăt până la etapa finală ce trebuie făcut. Apăsăm butonul acest verde, unde se generează portofel. Deci portofelul nostru are așa o adresă, fiecare are o adresă individuală. Deci acest adres trebuie de salvat. În afară de asta, nouă trebuie este pentru a putea face transferul frază de parolă. Deci această frază de parolă e trebuie salvată. E din 12 cuvinte. Deci fără ea nu se poate transfera monedele. Tot trebuie salvat. După aceea, apăsați pe Next și nimeriți în portofel. Când nimeriți în portofel, deci eu deja am transferat niște monede încoace. Deci uitați-vă, în portofel apare o inscripție roșie. Ce înseamnă asta? Că prima dată noi când creăm portofelul, el este îndeplinit. Deci trebuie să apăsăm pe Set Account Info. Deci trebuie de modificat informația. Deci să scrim numele și prenumele ca să fie legat de numele nostru. Căci așa el e portofelul curat și de el nu e plin funcțional, că dispare această inscripție. După ce ați făcut această inscripție, aici trebuie să apară numele nostru. Deci cum la mine a apărut. Vedeți, deja scrie Mihail Stepanu. Dacă vreau să văd ceva, apăs pe detalii și deschid din nou. Acum pentru aceasta că am făcut, mie mi-a luat o monetă. Deci o operație ea trebuie confirmată. Deci uitați-vă, confirmări, peste 1000 de confirmări. Și atunci ea devine suma aceasta disponibilă de scos. Deci eu uitați-vă, pe 25 am transferat niște bani din acest portofel, nu portofel, din contul din site-ul a doilea, care Action.io. Cum facem transfer? Aici uitați-vă la personal data, este token transfer. Când în acest site, așa direcția nu. Deci noi trebuie să intrăm într a doilea site, Action.io, că acolo deci trebuie să trecem încoace, Action Blockchain, ca să putem transfera monetele. Deci când am intrat încoace, intrăm la token transfer, dar acum temporar monetele nu le pot. Nu funcționează acest buton. Când o să funcționeze, deci pur și simplu aici apare o direcție unde trebuie să introducem acest portofel care noi îl creăm. Ca să arătăm direcția. Deci în prima dispozitură indicăm portofelul, în a doilea mai jos indicăm cantitatea. Și mai jos este altă culoare. Deci dacă ceva nu e clar, luați și traduceți. Deci direcția principală ce trebuie de făcut, eu cum vă explic. Deci după ce ați făcut trimiterea, inițial trimiteți o cantitate mică, deci ca să vedeți că ați făcut tot corect. Dacă ați greșit, să nu se ducă banii, eu știu, unde nu trebuie. Dar dacă ați indicat portofelul, în alt parte n-are cum să ducă. Dacă aveți mai multe portofele create, atunci da. Dar nu vă recomand mult să creați, cu să vă încurcați. Deci, un site, cum am spus, sunt patru site-uri. Primul site e Wallet Portofilo, Action, așa el sună. A doilea site este. Deci la acest a doilea site noi nimerim de pe butonul a doilea. Deci la pasul 1 aici uitați-o, create account, valet. La pasul 3 nimerim la site-ul care avem monetele primite. Deci de ce am așteptat eu așa mult? Pentru că pe 1 martie am primit informația, iar ca tare monetele balansa acestea sunt de mie. Mie mi-au venit după 18. Deci de unde au venit ele? Din a patrulea site care l-am făcut eu, unde noi vedem informația
de monede primite de la referal pentru înregistrare. Deci eu total am adunat 100.800 monede de la referal și 1000 a mea pentru înregistrare. Și total avem 101.800, dintre care 1800 am transferat. Deci pe 25, când era în regulă, 1800 au venit în portofel. Iar cântâi azi am intrat și am finisat introducerea datelor miel. Pentru asta am luat o monetă, deci. De ce am acum pe un balans 1799? Deja din acest portofel, pe urmă o să vedem când și cum o să putem să le scoatem la careva bursă de pildă de vândut, ori care va fi situația când se va termina ICO. Încă ICO nu s-a terminat, până când putem încă să adunăm monete din înregistrări pentru un referal primim 200 de monete. Deci dacă aveți dorință, puteți încă să vă înregistrați, dacă încă nu sunteți înregistrat pe acest site. Cum să faci înregistrare, uitați-vă în alte video pe canalul meu, eu am explicat. Deci, ideea care că căutați acest mesaj în poștă electronică, dând-l căutare de pildă, știu, Action Coin, aici e. Să apară scrisoarea dată. Sau toate scrisorile care sunt legate de Action Coin. Și deci vedeți mesajul din acest perioad. Vin, ba, una, balta. Deci uitați-o pe 1 martie. Mesajul și aici ce trebuie de făcut. Create Action Wallet. Order și așa mai departe. Deci așa sunt explicații. Ce și cum. Da, și dacă ceva cu portofelul. Deci este limba română, ca să fie mai ușor. Nu știu să înțelegi. Deci, vedeți. Cum se creează. Deja înregistrat, ești nou. Când deja sunteți înregistrați, intrați prin acest. Deci unde se introduce, cum am spus, codul care îl aveți. Și apăsați pe acesta și intrați în interior. Deci, în principiu, aici nu e complicat. Mai arată cum trebuie să caut codul cel. Deci, asta ce am vrut să spun. Cum facem portofelul. Deci, cum mutăm monetele. Tot am explicat. Deci să înțelegeți că sunt 4 site-uri. Deci e când unii văd poate video și nu găsesc butonul acela unui transfer token, anume că ei sunt pe primul site. Account RevRat, pe care nouă trebuie să ajungem la account blockchain. Acesta. Unde sunt mai multe direcții și găsim token transfer. Sau ne strângem la programa afiliare, tot aici și mai departe. Deci, cam atât ce am răspuns, numai bine.